Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi avem o ediție, am vrut să spun tristă, nu e tristă, pentru că este cu noi. Îl știți, l-am avut de multe ori invitat, ne-a bucurat, ne-a înțelepțit. In memoriam Daniel Drăgan, scriitorul Daniel Drăgan, care ne-a dăruit, din câte știu eu, 25 de romane, în fine, poet și așa mai departe. În urmă cu aproape un an, așa, a hotărât, nu știu, soarta, el, băierul a plecat la stele și astăzi, imediat când ieșim noi din emisie, la puțină vreme, puteți merge la librăria Ștefan Octavian Iosif, are loc o acțiune în organizarea grupului de litere Sunete și culori Cai vers pe pereți Brașov și Uniunea Scriitorilor din Brașov, filiala Brașov, in memoriam Daniel Drăgan, unul dintre, am vrut să spun, sufletele boierului, dar cred că și mă tem că într-un fel e și fiul său, nu biologic, adoptiv. Pe segmentul literar mai ales, Tudor Laurențiu Ciprian este invitatul meu de astăzi, sociolog, scriitor și prieten, e un prieten, ia, acesta cam așa arată, in memoriam Daniel Drăgan. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea. Eu vă mulțumesc. Dumnezeu să-i fie veșnicia luminată, așa îmi place mie să spun, în legătură cu cei plecați de lângă noi. S-a dus acolo într-o stea. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru că nu l-ați uitat și că v-ați gândit la împlinirea unui an de la plecarea domniei sale și va fi acolo. Ce invitați vor fi? Peste câteva minute. Așa cum am spus, vor fi invitați prieteni. El a avut sumedenie, după cum știți, de artiști care au fost aproape din mai toate domeniile, din mai toate zonele artei. Evident, nu au putut confirma toți, dar vor veni mulți. I-am trecut pe afiș pe cei care vor fi siguri că vor fi cu noi. E vorba de Quartetul Gaudeamus, de Mihaela Marea Stroiesc, scriitor, de Adrian Lesenciuc, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Brașov, de părintele și poetul Cristian Muntean, de Adrian Munteanu și de Cătălin Stanciu. Noi am făcut acum aproape 10 ani, în decembrie facem 10 ani, am făcut grupul ăsta Cai vers de pe pereți. Iar omul care a fost lângă noi și care ne-a încurajat, sub umbrela căruia, sub oblăduirea căruia am făcut grupul ăsta, care a devenit, zic eu, unul din generatoarele de cultură din Brașov, a fost, evident, boierul, așa cum i-ați spus. Boier. Îmi place foarte mult boierul, cum i-ați spus, și boierul. Așa l-am văzut și eu. Iată, acum îl pot vedea pe boierul și telespectatorii noștri. Să-l vadă, să-l revadă, într-adevăr, avea un aer de boier. Și era un boier întru toate. Iată, Daniel Drăgan, de care ne este foarte dor. Mi-aduc aminte că la una dintre edițiile la care a participat, înainte să plece cu vreo, nu mai știu, cred că o lună, l-am sunat, sigur pentru a-l invita la o altă ediție și mi-a spus, nu mă simt așa bine, dar când mă fac bine, te caut eu și nu am mai căutat, nu pentru că nu a vrut, pentru că a decis să plece. Da, începusem să spun că la una dintre ediții era vară, era în iunie și sunt ceva ani de atunci, eram mânioasă eu. De ce? Pentru că unii îl ceartă pe domnul Eminescu. Mm-hmm, da. Îl ceartă și urât. Se mai trezesc. Și urât. Foarte urât. Foarte urât. Și eu mânioasă. Mânioasă și băierul cal. M-a spus, ma, e liniștită.
domnul Eminescu se apără singur, nu trebuie să-l apărăm noi. Așa e. Și ne apără și pe noi, domnul Eminescu. Nu voi uita niciodată, niciodată, cu calm, cu liniște, cu încredere, da, domnul Eminescu se apără singur, nu are nevoie. Cred că noi nici nu știm să-l apărăm. Trebuie doar să-l iubim și atât, nu? Da. Cam așa. Da, și nici să, nu... să ne contagiem de el. Da. Nici nu vine să cred că băierul nu mai este printre noi, dar eu cred că ni se alătură într-un fel anume. Mi-e dor de el. Mi-e tare dor. Mie nici acum când vorbim nu mi-e foarte limpede așa, adică nu l-am așezat acolo pe raftul de sus unde se pune praf, știți? Nu. Nu se pune praf. Nu, și cel puțin pentru mine și pentru grupul nostru, el o să fie un fel de, cum să spun, de președintele de onoare al nostru, herghelegiu de onoare. Da, și când intra undeva, când apărea, era băier. Avea o sobrietate care îi impunea din start. Și, da. Da. Nu-ți dădea mâna să intri în polemică cu el, pentru că era impozant, exact cum ați spus, prin simpla lui prezență. Te obliga la echilibru. Doar pentru că stătea lângă tine și era cum era el. Nu făcea nimic unic. Deosebit. Da, 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 da. Unic. Da. Sigur că multe, multe, multe amintiri avem cu el, cu boierul, cu domnia sa, dar nu, era boierul și gata, nu pot să-i spun altfel. De vreme ce suntem pertu cu Dumnezeu, ce mai... Da, așa e. Deci Daniel Drăgan avea și o vocație de prieten, nu? Și paternal, așa, și... Știa să-și facă prieten, nu te primea foarte ușor în zona lui, în preajma lui, adică, așa, pe nespus, trebuia să treci niște vămi. Știți, până ajungeai în afecțiunea lui, aș putea să spun, știți? Să atingi da, inima. Da, da, să te considere prieten. Dar cu toate astea, chiar și cu străinii, era foarte amabil, deși foarte multă lume se simțea intimidată, știți? De simpla lui prezență. Cei care se simțeau intimidați nici nu rămâneau. Păi nu, era un examen și ăsta. Dacă voiai să te îndogățești, să te îmbogățești, evident că trebuia să rămâi acolo. Eu și alți câțiva am avut șansa asta și ne-am încăpățânat cu ghilimelele de rigoare să-l furăm. Hai să spunem cum erau seriile acelea pe care le organiza. La o parte dintre ele, puține, am participat și eu. Aceea nu am mai participat din lipsă de timp. Asta s-a petrecut cam în 2005-2006. Se petreceau la el, da, pe 15 noiembrie, mai jos de teatru dramatic. Nu pe data de 15 noiembrie. Nu, pe 15 noiembrie pe stradă. Da. Și era o atmosferă așa de salon interbelic, știți? Uh-huh. Venea lume, evident, cu ștaif, artiști din toate zonele, care, pe de o parte, fiind într-o casă, într-un salon particular, se simțeau degajați, dar, pe de altă parte, prezența atâtor personalități îi obligau să fie și artiști, știți? Deci era foarte interesant să-i vezi în dubla dimensiune de oameni care concurau artistul și invers. Nu, a fost o șansă și am cunoscut lume bună acolo. Practic, baza rețelei culturale pe care o am, mi-am făcut atunci. Și mi-am făcut-o... Da. De acolo se putea face tot conexiuni cu personalitățile locale. Veneau și lume. Oameni din țară, nu erau numai din oraș și așa mai departe.
De altfel, Deci aș face poeți, legătură. scriitori, Da. artiști, Cântăreți, artiști plastici, tot felul de oameni. Aduc aminte, era și un sculptor, nu mai știu. Da, foarte multă lume. Era plin, de 20-30 de persoane. Dar cum aș putea spune că el era obișnuit cu felul ăsta de a face lucrurile, pentru că sărbările Astrei pe vremuri, în afară de cadrul oficial, se petreceau la dânsul acolo, chiar în salonul acela. Acolo, în casa dumnealui, a fost Laurențiu Ulici, a fost Nichita Stănescu, a fost Marin Sorescu, mai toți scriitorii mari pe care îi studiem astăzi și fără de care nu ne putem imagina literatura română, au intrat în casa aia. Au mâncat sarmalele doamnei Dregan. Și doamna, senzațional. Da. Participa afectiv la tot ceea ce se întâmplă acolo. Nu pot să nu deviez puțin. Mai știu o casă undeva în livada poștei, te duci un pic așa, străzile Horia, Crișan, pe acolo, pe undeva. O știu, odată, măcar o fotografie și tot îi fac și să vă prezint. Unde locuia Gherghinescu Vania, care a fost procuror șef, care a fost un mare scriitor? Nu știu dacă a fost mare scriitor, a fost și scriitor. Doamna a scris scriitor. O carte pierdută, așa se numește. Am căutat această carte de am înnebunit. Am citit-o înainte de 89, am mers din mână în mână și i-am pierdut. Am pierdut-o. Cartea pierdută, editată de domnul Gherghinescu Vania, în casa dumnealor, a trecut toată spuma literaturii române din anii 60-70. Ce personaj a fost soția lui? Domnița Vania? Domnița? Ce relație avea cu Arghezii și cu Blaga? Exact. Blaga a iubit-o. Da, Blaga a iubit-o. A fost iubit-o muză. Foarte... I-a fost muză. I-a fost muză, da. Și doamna fiind bolnavă, ftizie, din câte știu eu, a plecat la stele și din scrierile câte au fost și relatări, domnul a editat o carte care pe mine m-a fascinat, absolut senzațională. Dar a fost președintele Uniunii Scriitorilor atunci, el? Nu, asta nu am certitudinea că a fost președintele Uniunii Scriitorilor, dar știu că a fost un magistrat excepțional și un soț și un om. În fine, în casa lor, așa cum spuneai, au intrat. Dar, ce vreau să spun, în aceeași casă, în același corp al casei, după ani de zile, a locuit un alt om pe care îl iubesc enorm de mult, Titus Hașdeu, și el plecat la stele. Îl știți, care a fost directorul Muzeului de Artă, un om senzațional. Doamna Hașdeu și domnul Hașdeu locuiau acolo și eu am realizat o emisiune acolo. Și am spus, nu știu pe unde să calc. Pe aici a călcat Blaga, a călcat Arghezi, au călcat atâția alții. Nu, adică a fost ceva tulburător și găsește acești oameni senzaționali. Ei, a fost nevoie să plece de acolo, domnul a plecat la stele, doamna s-a mutat undeva la bloc și am zis, uite ce succesiune, ce... Da, deci a mai fost o casă, cum a fost la Boieru și când puținele des cât am mers, nu știu, 5-6 ore am mers și eu la Boieru, fugea un gând acolo la casa Gherghinescu Vania, unde aveau loc astfel de întâlniri, dar elitele, nu așa. Și Blaga, de câte ori a trecut pe acolo? În drum spre Viena, chiar el scrie, în drum spre Viena tot timpul se oprea la Gherghinescu Vania, în fapt da. Mai mult la Domnița. Domnița Gherghinescu Vania. Da, a fost o figură extraordinară. Ea nu a avut un talent extraordinar la scris, dar a avut acest har și aduna spuma literaturii în casa dumnealor, unde, în fine, toți o iubeau în fond și la urmă o iubeau, mai mult sau mai puțin, sunt multe moduri de a iubi. Dar Lucian Blaga chiar a iubit-o teribil de mult. Undeva pe Republicii, nu știu, niciodată nu voi ști, era un magazin de blănuri, dar dacă căutăm bine,
din care i-a cumpărat o haină de blană, Lucian Blanga, domnițe. Da, e o poveste interesantă a Brașovului, care nu este foarte cunoscută, nu, din, nu, din nefericire. Nu, nu. E păcat. Noi avem acum sentimentul unei marginalități culturale, uitând că Brașov a însemnat ceva și înseamnă ceva. Alergăm cu toții la București, gândind că acolo sunt câinii cu covrigii în coadă, dar uităm că în lumea civilizată cultura se face pe centre, pe poli. Nu ai un singur oraș care difuzează. Nu, ai... De pildă în Germania. Frankfurt e la concurență cu Berlinul, e la concurență cu Nürnbergul, e cu Hamburg și așa mai departe. Toate astea sunt centre și puncte care difuzează cultura. Identitate, subidentități. Da, am fost anunțată că va trebui să facem o scurtă întrerupere, dar încă mai putem continua. Da, în Brașov sunt multe lucruri. De câte ori trec cu mașina sindicatului, adică pe jos, pe 15 noiembrie, întotdeauna l-am salutat încă înainte de a pleca pe Boierul. E foarte aproape de Teatrul Dramatic. Cei care am avut norocul să fim acolo, să fim aproape, ne amintim cu drag, aici ne-a găzduit și avem amintiri frumoase. Și dumneavoastră, bine, dacă câte lucruri sunt în Brașov, câte case care, în care s-a făcut cultură, s-a făcut... E suficient să vorbim despre Casa Mureșenilor, nu? Da. Ar fi suficient și... Dar aceasta va rămâne în mintea și în sufletul meu și, iată, în sufletele multor oameni de litere și nu numai, Casa Boierului. Da, și să știți că domnul Drăgan, ca puțini oameni, ca puțini artiști, a avut inteligența să lase urmași, să știe să-și apropie tineri. Da. A știut să facă asta. Nu știu mulți scriitori care știu să facă asta sau care au făcut asta. Da. Unul este Laurențiu Ciprian Tudor. Unul e chiar el, da. No? Dar nu e doar el. Nu e doar el. Mai sunt și alții. Și Adrian Munteanu este un poetul Adrian Munteanu. O să vă mirați, sunt împrăștiați chiar sunt în lume. Mulți, da, sunt da, mulți. Da. Nu mă mir pentru că știu. Da, când am făcut postări pe Facebook sau mai fac postări legate de domnul Drăgan, primesc mesaje de la o sumedenie de oameni pe care eu nu îi știam. Și toți au numai cuvinte de laudă și toți... și eu mă simt cu toți oamenii ăștia așa, un fel de frate, știți? Păi e o frăție. Da, da. E o frăție, de vreme ce oamenii au crescut fiindu-i alături, i-a crescut pe mulți dintre ei. A fost și președintele... Nu. A fost la Astra o vreme. Nu știu, am văzut undeva scris că am ființat Astra. Nu, Astra e Astra, adică nu... Dar, a avut un rol major. Da. Și ne-a dăruit 25 de romane, nici nu... Cred că ar merita să amintim câteva dintre ele, nu? Dintre romanele... Nu știu, e vorba de Părintele Tom. Asta nu e ultimul roman? De Caravana. Cât nu, e ultimul? Ultimul roman este Mița, jurnal intim, secret și adevărat al Mariei Suru. Uh-huh. E interesant de pildă că l-am lansat exact în 2015, în decembrie, aproape de ziua domnului Drăgan. L-am lansat pe 17 decembrie, pe 20 era ziua lui. L-am lansat la Muzeul de Artă, tot așa a fost plină sala. A fost un eveniment cu artiști mulți. A cântat Alexandra Fiț. Fascinant. A venit Tudorel Urian, Călin Sămărghițan, multă lume bună. Și am reușit cu ajutorul Uniunii Scriitorilor Filiela Brașov și cu aportul primăriei să-i obținem titlul de cetățean de onoare al Brașovului. Și a fost anunțat atunci ca o surpriză.
Da. Lucrul ăsta. Iată, 2 ori 2, 1977, Oceanul, 1979, Podul, 1982, toate trei la Cartea Românească. Ursa Mică, 1983, editura Dacia, Cluj-Napoca, Ursa Mare și multe altele până la 25. Acolo nu sunt trecute toate. Nu sunt trecute nu. Toate. El, o să rămână, el o să rămână probabil în primul rând pentru pentru trilogia Ținutul Logofanilor. Da. E vorba de cele trei romane, Ciuma Boilor, Umbra Marelui Protector și Diavolul Aproapele Nostru. Da. Unde a reușit să meargă spre, să meargă spre realismul magic și să creeze un tip uman, un spațiu aparte și așa mai departe. Dar asta e o altă temă. E evident un scriitor care nu va putea fi ignorat. Cu certitudine nu va putea fi... S-a blocat asta, nu știu, s-a înfundat țeava. Nu-i bani. Da, s-a înfundat și nu ne descurcăm putem... și fără el. Nu. Era o comunicare cu regia, doar atât, că altceva nu era aici. Eu l-am cunoscut pe domnul Drăgan în, 2000, în 2005, foarte interesant. Și am fost aproape de atunci, din 2005, l-am cunoscut exact când își lansa Ciuma Boilor. Știți, cărțulica mică, dar foarte consistentă și un roman foarte bun. Și ușor, ușor ne-am apropiat și am reușit să facem împreună fapte. Și eu, și repet, nu doar eu, îi datorăm faptul că ne-a confirmat drumul. Asta e foarte important. Și ați confirmat cei pe care va... Așa, da. Că ne-a confirmat în primul rând drumul, astfel încât ne-a obligat să ne luăm în serios și asta e capital pentru un tânăr care bate la... Și Adrian Lesenciuc. Este într-un fel produsul. Da, și Adrian până la urmă. Da, pentru că mi-amintesc, mi-a spus, am un băiat deștept. Deși Adrian e și produsul Clujului. Da. Așa. Dar aici, știu eu precis, pentru că mi l-a prezentat și mi-a spus, da, în fine, și l-am cunoscut, am realizat emisiuni și cu Adrian Lesenciuc. Ultimul astăzi. Dintre ei este Cătălin Stanciu. Da. El a avut șansa să fie ultimul dintre caii verzi și acum de pildă e un tânăr critic care începe să se impună din ce în ce mai bine, e foarte prezent la librăria Humanitas împreună cu Mihail Vakulovski, fac Ceclu Tiuca acolo. Da. Un eveniment iarăși important pentru Brașov. Întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit, mai avem un minut, iată, peste nicio jumătate de oră la... Ce repede a trecut, doamnă. Cam nici viață. Simțit. Da, nici nu știm când. Iată, peste câteva minute, maxim o jumătate de oră, la librăria Ștefan Octavian Iosif, îi puteți întâlni pe Tudor, Laurențiu Ciprian, pe mine și pe alții, și pe pur și simplu, da. Să depănăm un ghem de amintiri cu Boieru. Cu Boieru. Da. Despre Boier și se va bucura de acolo, din stele, de unde este. Mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc viață, foarte mult! Cai verzi pe pereți, drum lin în literatură și Doamne ajută să ne revedem cu bine. Vă așteptăm la Herghelie ori de câte ori cu dragoste. Se poate. Da. Cu dragoste! Oameni buni, atât pentru astăzi. Dumnezeu să-L odihnească, să-i fie veșnicia luminată Boierului și celorlalți care au plecat peste puțină vreme, peste luna viitoare. Se împlinește un an de la plecarea scriitoarei Ana Monica Ștefănescu. A plecat rapid și fără să ne anunțe. Și mulți alții, suntem perdanți. Cei mai mulți sunt acolo, Dumnezeu să-i odihnească. Dar nu suntem triști, ne-au lăsat, ni s-au dăruit pentru totdeauna, iată, prin ceea ce au scris. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!